Și în fiecare zi câte 20 sau 30 de deținuți sunt transportați la spitalele ieșene. Unii ajung la unitățile medicale după tentative de sinucidere sau refuz de hrană. Însă există și persoane care cer să fie consultate de medicii specialiști pentru a afla dacă suferă de vreo boală. Zeci de deținuți din penitenciarul de maximă siguranță din Iași cer să fie consultați de medicii specialiști. Motivele? Vizita la medic este gratis și în plus mai scapă câteva ore de detenție. În penitenciar există o regulă, o programare, în sensul că lunea, miercurea și vinerea, medicii generaliști din penitenciar dau trimiteri și sunt prezentați la specialiști, fie la spitale, fie la policlinici, circa în medie 30 de oameni. 30 de oameni de 3 ori pe săptămână înseamnă 90 de oameni. Persoanele care solicită să fie văzute de medici specialiști sunt de regulă deținuții care au de petrecut peste 15 ani în închisoare. Însă există destul de mulți cei care fie fac greva foamei, fie încearcă să-și pună capăt zilelor. Au probleme și ei între ei și sunt nemulțumiți de faptul că nu sunt acasă și sunt în penitenciar. Suntem principalul spital ce tratează trauma și toxicologia în întreaga Moldova. Vecinătatea cu penitenciarul de maximă siguranță Iași face ca mulți dintre aceștia să se trateze la unitatea de primire a urgențelor de la Spitalul Clinic de Urgență Sfântul Ioan. Sunt măcar 2-3 cazuri de acest gen în fiecare zi și îmi aduc aminte chiar de garda în care într-o singură oră au fost 5 astfel de pacienți intoxicați voluntar din penitenciarul de maximă siguranță. O parte dintre deținuți sunt întâmpinați în fața unităților medicale, fie de familie, fie de prieteni. Deci vizita la medic poate fi și o ocazie pentru a se întâlni cu cei apropiați.